Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O doamnă care este de fel ultramaratonistă. Ultramaratoniștii ăștia aleargă practic două maratoane. Uh-huh. Sunt curse de vreo 80 de kilometri pe care le parcurg. Femeia a luat mașina. Ceva ce eu, sincer, îmi imaginez la fiecare maraton. Băi, adevărul că la 80 de kilometri, dacă mai e și a luat autobuzul sau ceva, avea bilet, au prins sau fără bilet sau cum s-au prins? Nu s-au prins că iau niște, sunt urmăriți prin GPS. Logic. Că pe acum parcursul cursei, da. Ceea ce ea știe, îți dai seama că e ultramaratonistă profesionistă. Și în București, dacă te duci și alergi, ai niște jucării de-astea care îți măsoară fiecare centimetru pe care îl alergi, stai și așa mai departe. Și ce... primești datele la final, adică... Na. Ce e aiurea e că femeia a ciupit 4 km, adică o picătură într-un ocean în 80 de kilometri, 4. Bine, a dat-o cumva că se simțea rău. Așa, și a luat un Uber, un exact, Bolt, un ceva. A luat-o unul cu mașina și cred că, de fapt, a zis după aia 4 km, eu cobor aici. Lăsați-mă că m-am gândit mai bine și parcă... Cât face? Parcă mi-a mai revenit. N-am bani, n-aveam decât 15 lei la mine. Eu rămân aici și mă apuc să mai alerg un pic. E suficient. Și femeia a reușit până la urmă, a terminat cursa. Logic, a terminat prima, nu? A terminat parcă pe 3. Bravo. Nu mai contează. Cert e că a trișat și că treaba asta a făcut în conjurul lumii, mai ales pentru că, na, fiind o sportivă cunoscută... Doamna e scoțiancă, ca să spunem și asta. E scoțiancă, dar cu nume polonez, de aia nu-l pronunțăm. O cheamă Joasia Zagrzewski. Mă rog, pe acolo. E greu de anticipat cum se pronunță numele ăsta. Cert e că femeia a reprezentat Scoția la Jocurile Commonwealth-ului în 2014, asta spune, adică e o sportivă cu ștaif, nu e o femeie oarecare care a vrut să participe la ultramaraton. Și mi-a plăcut ideea că după o vreme a renunțat. Asta mi-amintește de o perioadă când jucam fața ascunsele la bloc și când se punea câte unul antipatic să numere, luam autobuzul. Serios? N-ați făcut niciodată? Nu, n-am făcut niciodată asta. Ne jucam toți copiii și când era ăla, da, aveam boală pe el și se punea să numere, ori plecam acasă. Toți? Toți. Cât de tare rămâne. Așa. Hai, mă, ce urât. Ori dacă voiam să mai stăm pe afară, luam autobuzul, o stație. Ne suiam toți în autobuz, cât număra ăla până la 100, știi? Dacă prindeam autobuzul... Veneau des autobuzele. Nu se întâmpla foarte frecvent, am făcut-o de vreo două ori. Ne suiam în autobuz și mergeam în stație și până veneam pe jos spre casă, ușor, ca să ne distrăm de ăla, Săra, știi? Cu copil. Da. Ură din partea voastră. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.